Eu vă salut, stimați cetățeni, eu vă salut, stimați prieteni și îi salut pe cei care privesc sau vor privi acest video din Guvernul Republicii Moldova, în special CSE, Comisia pentru Situații Excepționale. Deci, o luăm de la început. Astăzi, în timp de noapte, începând cu orele 11-12, până la orele 2, am discutat online pe o platformă TikTok cu mai mulți cetățeni care se află la moment în Israel. Am primit și zilele trecute unele mesaje, zeci de mesaje erau, unde am văzut că este o problemă că nu au posibilitate cetățenii noștri să se întoarcă acasă. Am găsit pagina Ambasadei Republicii Moldova în Israel. Am văzut câteva live-uri cu domnul ambasador. Ieri am văzut poziția domnului prim-ministru Dorin Recean, care a spus public, vă rog, părăsiți zonele de risc sau chiar țara și întorceți-vă acasă. Dar nu am crezut că situația este atât de gravă. Le luăm pe puncte. Deci, la moment, în Israel, după acest atac oribil terorist asupra statului Israel, se află zeci de mii de cetățeni. Vreau să menționez că, încă o dată, în această noapte, am discutat cu mai mulți cetățeni care sunt în situații absolut diferite. Sunt câteva categorii. Prima, sunt multe persoane care au plecat în vacanță, oamenii care au mers să vadă Israelul, locurile sfinte, foarte mulți din ei sunt cu copii care și-au cumpărat bilete low cost, după asta s-au dispărut, a fost anulată ruta, oamenii au plecat când costul la bilet duș întors era până la 200 de euro, aveau la ei o sumă de bani pentru excursii și astăzi s-au trezit că prețurile la avion sunt între 550 de euro și multe rute au fost anulate. Unii mulți moldoveni au procurat aceste bilete și sunt procurate pe multe săptămâni înainte. Până la 1800 de euro. Am vorbit în această noapte cu și acum dimineață continui să mă suni mai mulți cetățeni după ce am publicat numărul meu ieri pe TikTok, care spun că cineva a găsit bani de la rude, dar sunt oameni care n-au găsit la moment acești bani. Spuneți, vă rog, ce să fac acești oameni când, iată, din Bălți am vorbit cu doamna Natalia, ea e cu soțul și cu doi copii mici și acum lor le-au calculat câte 1200 de euro, cel mai ieftin și-au găsit 4 persoane. Vă dați seama că 4800 de euro pentru o familie cu doi copii care aveau cu ei de tot 1000 de euro, este foarte grav. A doua categorie de cetățeni moldoveni. Tragedia s-a început în data de 7 octombrie. Moldovenii care muncesc peste hotare, la sfârșitul lunii, în primele zile, lunii viitoare, trimit bani acasă. Oamenii au trimis bani acasă, astăzi, că ei sunt la muncă. Ei n-au plecat să plimbe și ei sunt majoritatea. Oamenii au trimis bani acasă, acum n-au cu ce să plece. Există câteva rute regulate. HiSky, FlyOne. FlyOne, nu vă supărați, dar voi zburați chiar și în țări unii. Nu-i război și câteodată oamenii dorm în aeroport câte 2-3 zile. Oamenii nu pot, necesitatea biletelor, avioanelor, este mult mai mare decât sunt la moment. Am văzut și poziția unor oficiali care spun că noi nu putem, guvernul, să organizăm rute charter, de atât că există rute regulate. Dacă să anulez acelea regulate, noi să organizăm rute charter. Stimați șef de la guvernare, vă informez că când există rute regulate,
Por exemplu, acum la moment, către Antalya, zboară câteva companii din una din Republica Moldova, turci și din Turcia. Când crește numărul de turiști, ei adaugă pe zi 2, 3, 4, 5 rute care deja sunt charter. Nu duceți oamenii în eroare că dacă sunt rute regulate, noi nu putem organiza chartere. Chartere puteți organiza măcar și 10. Cineva tot am văzut că din conducere a scris undeva pe rețele că iată, nici americanii, nici statul german nu își evacuează cetățenii, nu fac charter, nu faceți scandal. Băi, oameni buni, pensiile în Germania și în Statele Unite ale Americii, lor, ei pensionari poate să comande singuri avion privat pentru 2, 3, 4 persoane să iasă de acolo. Nu comparați situația economică din Statele Unite, Germania și alte state europene, unde oamenii n-au nevoie de sprijinul guvernului, că pensiile, mai ales salariile lor, le permită încă să mai iei 3, 4 oameni gratis cu dânșă. De asta vă rog să nu confundăm posibilitățile cetățenilor din alte țări cu moldovenii noștri care au lăsat părinții, copii și îi văd numai o dată în an de Revelion, ori de Paști când vin, vin acasă. Ca să vă fie clar ce se întâmplă, cei care n-au fost ieri online, că online ieri erau 700-800 de oameni pe TikTok, am spus, scrieți-mi vă rog în WhatsApp cei care au probleme, nu găsesc bilete deloc sau ați cumpărat și rutele au fost anulate. Iată, iarăși, după ce am dat numărul meu de WhatsApp, poftim vă arăt. Так, stop, asta, așa, WhatsApp. Deci, uitați-vă, deci, numerele toate cu plus 972, asta este Israelul. Uitați-vă, asta oamenii care au scris și încă o dată, fiecare om are cu dânsul femeie, mulți au copii și așa mai departe. Deci în grup, care am rugat acum să-l pui în comentarii colegii de la sediu, numai că nu știu de ce l-am curcat și-o băgat partidul, vă rog, grupul Telegram, în care sunt deja aproape 100 de contacte de telefoane, dar încă o dată, după fiecare telefon stau 2, 3 sau în unele cazuri 4 persoane. Deci adăugați-vă, vă rog, cei care sunt în Israel în acest grup, și acolo eu vă țin la curent cu tot ce se întâmplă, că să nu discutăm noi pe Facebook, pe Instagram sau pe TikTok. Deci dacă ați fi nevoie să discutăm acolo, dar acolo să am contact doar cu cei care sunt în situații de criză. Deci, v-am spus până acum problemele, acum trecem la soluții. Prima, solicit implicarea de urgență Comisiei pentru situații excepționale. Soluția numărul 1. Prima, plafonarea prețurilor sau recuperarea parțială din fondul de rezervă a guvernului. Eu înțeleg că companiile avea, astăzi unii pot merge la benefacere, alții poate n-au așa posibilități. E o problemă din fond de rezervă a guvernului să dați câteva milioane de lei la orice companie din Republica Moldova, România sau orice stat care doriți dumneavoastră. Nu-i fac eu publicitatea mult la vreo companie avea. Eu sunt sigur că nu. Mai ales că datele oficiale, doar în primul, deci anul trecut, cetățenii Republicii Moldova din Israel, 71 de milioane și au trimis în Republica Moldova aproape 300 de milioane de dolari. Doar în primul semestru 2023 a fost 66 de milioane. Chiar oamenii ăștia care cumva sprijină direct economia Republicii Moldova, nu merită o dată să-i ajutăm încă o dată. Cerem plafonarea prețurilor sau recuperarea parțială din fondul de rezervă a guvernului. 2. Ceea ce am făcut eu când am adus moldovenii blocați pe timpul COVID-ului din Franța, Paris. Țineți minte,
Am ieșit cu un apel, am organizat o rută charter în câteva ore, am lăsat un depozit, banii mei personali, la compania avia. Moldovenii, când zburau în Republica Moldova, au strâns câte 200 ceva de euro de persoană. Când au ajuns la Chișinău, au întors banii, dar câțiva au fugit și în plus erau vreo 10 persoane pentru care am achitat eu. Și chiar moldovenii au pus câte 5-10 euro de la ei. Am luat și o parte de oameni care dormeau fără bani în aeroportul Parisului de 2-3 zile. Deci, Comisia Situației Excepționale, domnule Recean, n-ascultați poveștile care poate unii vă spun că nu putem organiza charter, că sunt rute regulate. Numărul de avioane care este la moment este prea mic ca să-i aducem acasă pe toți cei care vor. De asta organizați rute charter la preț de sine cost. Eu sper că nu trebuie nimărui să-i explic. Este o situație unde nu trebuie de făcut afaceri, de făcut business. Cât costă? Atât achitați, oamenii nu cer să-i aduceți pe degeaba acasă. Ei roagă să-i aduceți la un preț real. 3. Dacă este vreo problemă, n-aveți pe cine să organizeze acest proces. Am demonstrat, am experiența necesară. Dacă e o problemă, lăsați-mă eu să mă ocup cu acest lucru. Numai să nu-mi puneți beț în roate, așa cum s-a întâmplat pe timpul lui Dodon. Când am adus primul avion din Paris, după asta, Comisia Situației Excepționale a interzis să-mi fie eliberate actele pentru aterizare și decolare a avioanelor pe aeroportul internațional Chișinău. 4. Evacuarea cetățenilor moldoveni din zonele cu risc sporit. La ce mă refer? Am vorbit cu mai multe doamne în această noapte și în această dimineață. Noi avem femei care, bărbați, soții, sunt în Republica Moldova și ele sunt singure. Și nu sunt în Tel Aviv, dar sunt în orașele cu zone de risc. Unele zone care deja au fost atacate și nu o singură dată. Ei sunt la Ambasada Republicii Moldova, cer un ajutor. Eu înțeleg că Ambasada Republicii Moldova n-are grupă operativă care să-i trimată și să-i ajute. Dar avem încă o dată foarte multe doamne fără bărbați. Propun organizarea unui grup special din Republica Moldova, că asta nu este problema Ministerului de Externe. Ei sunt diplomați și își fac meseria lor doar ceea ce ține de lucru unui diplomat. Organizarea unui grup special în care pot fi incluși salvatori, polițiști. Deci la noi când apare un incendiu în altă țară, când Republica Moldova a sprijinit poporul din Turcia, când au mers în Grecia salvatorii, astăzi, ca să nu impuneți pe nimeni, eu vă asigur că sunt mai mulți ofițeri din Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, care vor fi gata să fie incluși în acest grup special pentru, încă o dată, repet, evacuarea cetățenilor din zonele cu risc sporit. În afară de acest lucru, să nu și bămuș cu sat, cumva e că îmi propune, dar de ce nu se duce el? Eu îmi asum toată răspunderea, toate problemele care pot să fie acolo și ce să nu s-ar întâmpla, n-ați vă cer ajutorul. Dacă se întâmplă ceva cu mine, eu rog să fiu inclus și eu în acest grup. Am ajuns eu în Afganistan după pilot, credeți-mă ca să mă descurc și acolo. De asta vă rog, doar abrătiți-vă doar ca dobrovolcem. Не надо заставлять полицейских, офицеров Минобороны туда ехать или спасателей. Я уверен, что добровольцы соберутся десятки, даже сотни людей. Плюс, ну и таз де ветерань. Авем ветерани, разбою Транснистрия, Афганистан, алти разбою локали. Кари йосен сигур, кмоз дин ей, сент интро стари, интро формы физика фуарти окей. Ши дуар кари вор, репет, под фи инклюшен ачес груп. Оркум авиону, кари пляка дупа молдовин, пляка гол. К ними нумай збары не зрел, дуар тоз вин де колу. Eu o să încerc să contactez acuși că pe cineva de la guvern, o să cer legătura cu domnul prim-ministru Recean,
Dacă ei fac toate aceste lucruri singuri, o să ies și să spun bravo, vă mulțumesc frumos, că aici, băieți, nu-i vorba de politică. Lăsăm la o parte politică, alegere. În Israel astăzi, după acest atac oribil terorist, ați văzut că s-a unit guvernarea cu opoziția, deoarece este război. Da, la noi, Republica Moldova, slavă Domnului, la moment noi nu avem război, dar avem 10.000 de oameni care trebuie să-i salvăm. Când oamenii, 10.000 de cetățeni, ne privesc din Israel și văd drapelul statului Israel pe Parlamentul Republicii Moldova, pe guvern, ei cumva se bucură. Numai cu părere de rău, asta nu îi ajută pe ei să ajungă acasă. Susțin orice acțiune publică, politică în susținerea Israelului, dar încă o dată, haideți să ne lămurim, să-i aducem pe oamenii noștri acasă. Că mulți vor să rămâi acolo, ei au încredere în statul Israel, în armata din Israel, că se vor regula lucrul. Dar sunt oameni care vor acasă. Și nu trebuie să ne limităm la faptul că părăsiți zonele cumva și noi pe urmă să vă ajutăm. E și, îți comandos acolo. Ori au învățat într-o școală cu Schwarzenegger, ori Van Damme, ori cu Stallone. Hai lăsați-o. Încă o dată, mai ales, mă refer la doamne când sunt acolo. Plus, vreau să mulțumesc doamnelor, activiștilor din Israel, doamna Aliona, nu știu familia, persoanele care toată noaptea stau online, au stat până dimineață, care au deschis ușile casele lor, au spus că noi nu putem să vă dăm bani, dar putem să vă dăm acoperiș, mâncare, o cană de apă, o haină. Vreau să mulțumesc tuturor moldovenilor care se află în Israel, că voi ați demonstrat că nu-i lăsați pe noștri la greutate. Încă o dată, cei din Israel, adresați-vă, vă rog, în grupul care l-am creat pe Telegram, moldovenii din Israel. Так, acum este deja grup deschis. I-am dat și o denumire, o secundă, vă rog. O secundă, vă rog, să vă dau. Deci, și grupă, și Telegram canal. Israel acasă, la un loc scris. Israel acasă. Este un canal Telegram, unde deja sunt înregistrat peste, la momentul ca 75 de familii, ca să înțelegeți concret. Cam asta e situația. Telefoanele mele de contact și la Bălți, la partid, că acum sunt la Bălți, și la Chișinău. Este telefonul meu mobil care a ieșit la guvernare, îl iau de la SIS, de la miliție. Sunt gata să discut, să colaborez ori cu oricine. Încă o dată, lăsăm pe perioada asta politică, că trebuie să ajutăm oamenii să fie acasă. Скажу на русском языке. Граждане Молдовы, которые находитесь в Израиле, добавляйтесь на телеграм-канал Израил Акаса, латинскими буквами вместе. Значит, добавляйтесь. Значит, многие мне пишут уже о том, что были рейсы отменены и не возвращаются деньги. Многие перенесены, основная часть не может купить билет. Значит, я попытаюсь переговорить с руководством страны, надеюсь, оно среагирует, для того, чтобы сделать все, для того, чтобы вас как можно быстрее вернуть. Самый быстрый вариант, пусть правительство, если не хочет заниматься, даст мне организовать эти чартеры. И поверьте мне, что первый самолет сможет вылететь туда уже сегодня. Всем спасибо, хорошего дня. До свидания. Вам мулцумес, пентру дистрибьюри, постули.